fotografie compromițătoare. A cui, a cui? Oana, aici, tonight, cu Mariu care spăla vasele castelate. Iubitul tău, Luna, se săruta săptămâna trecută cu una de la B. Ce măgar! Toți sunt așa. El a fost primul băiat din viața mea. Ce romantic! Ba nu, ce dramatic! Asta e secretul tău, Luna? Da, adică nu. Păi n-a fost cine știe ce. E la naiba cu el, nu mă mai interesează. Oricum nu ne potriveam. Termină și tu cu ronțăi tu ăla! Păi ce vrei să fac? De când am cumpărat pastilele alea de slăbit de la Cerasela, vine să mănânc într-una. Acum pot să zic că tot e seara secretelor. Ale erau vitamine, de-aia mănânci de nu te mai oprești. Adică vrei să spui că am dat toată bursa mea pe o lună pe vitamine? Stai liniștită, oricum n-am avut parte de banii aia. O ajuns Elvira. Cum așa? Adevărul iese întotdeauna la iveală. Doamne, ce nebunie e aici, măi, fetelor! Dați-o încolo de treabă! Chiar tot timpul trebuie să stau și să strâng după voi? Ia uite ce aici, cocină! După voi potopul! Aprăma la deluj. Și după mine, Clara, dragă, tot deluj după să vină. Nu, după tine intru eu. Nu, după tine intru eu. Ho, nebunelor, am pierdut ceva? Am ajuns la tine și la mine. Dacă tot e seara secretelor, hai să-ți spun. Eu ți-am turnat clor în șampon înainte de bal și tot eu ți-am uns peria cu miere. Luna a spus că face bine la păr. Luna, deci. Păi am citit într-o revistă că sarea în combinație cu mierea și clorul dau strălucire părului. Nebuno! Să-i cadă fetei păr! Ce ți-a putut trece prin mintea aia? Ok, între a șapte i-am spus directorului despre motanul ăla al tău. Salată, verdeață... Pătrunjel. Dar de ce? Lăsa păr peste tot și mi-orlăia noaptea. Torcea. Oricum, în seara asta nu mai are rost să mai super. Oricum, depunem amintiri. Feriți-vă de omul care nu-și arată nicio slăbiciune, căci omul fără vicii are un gând ascuns. Zine și tu ceva cuvintele tale. Ne-ai omorât 4 ani de zile, 4, numai cu maxime și aforisme. Sunteți ignorante, nu vreți să vedeți adevărul din cuvintele ei. Spune-le, Elvira, tu ești cea mai înțeleaptă dintre noi. Cred că, de fapt, sunt sigură, n-am să mai dau la liceu. Ce-ți veni? Ai nebunit? Ai muncit 4 ani de zile ca o apucată. Ești atât de bine pregătită încât știm toate că o să intri cu 10. Dar ce-ți veni? Ai nebunit? Știi toată materia, citești mereu, ești zilnic la bibliotecă. De ce? Uite aici, negru pe alb, ce mi-ai scris în clasa 7-a, când ne-a pus diriga pe amândouă în aceeași bancă. Eu voi fi prima care va afla nota la admitere, mi-ai promis. Eu cred că a luat-o razna Elvira noastră. Un singur băiat de ce n-ai nimeni are mov. Oana, a fost de mult. Am fost împreună câteva zile. S-a tot ținut de capul meu. A fost singurul băiat pe care Oana l-a iubit. Cum ai putut să-i faci așa ceva? Sunt tot împită, știu, da. Cum pot să repar prostia asta? Gata, știu. Dă-i rochea ta cea roșie care îi place așa de mult. Cum să-i dai o rochie roșie? Aici e gravă situația. Nu se rezolvă cu un împrumut de rochii. Ai trădat o prietenă. Bănuiam că ești în stare de un asemenea gest. Nu-mi vine să cred. Dintre toți băieții din școală, tocmai pe el ai ales. Fetelor, cine și-a luat bilete de avion? Ce uitați-o de la mine? Oi fi o libertină, dar nici chiar așa. Atunci cine? Eu. Sunt nevoită să renunț la școală și să merg la mei în străinătate să muncesc. One, two, three.